Laurențiu Reghecamp susține că soarta calificării a fost decisă în meciul tur, iar la partida de mâine va miza și pe jucători care au evoluat mai puțin. Acesta susține că nu știe de vreo ofertă pentru Nicolae Stanciu, în ciuda afirmațiilor făcute de patron. Gigi Becali a declarat că pentru mijlocașul de 23 de ani a fost făcută o ofertă de 10 milioane de euro de la o echipă din Anglia. Întrebat de ce anume are nevoie Steaua pentru a concura de la egal la egal cu City, Laurențiu Reghecamp nu a ezitat. 500 de milioane de euro. Meciul retur dintre Manchester City și Steaua se va juca mâine de la ora 21:45.